Bună ziua, domnule Simonis, v-ați hotărât să candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean. De ce? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Știu că a fost o întrebare care s-a tot repetat în această perioadă, de ce las poziția de președinte al Camerei Deputaților pentru a candida la președinția Consiliului Județean și am spus-o și vă repet dumneavoastră, las cu bucurie a treia poziție în stat pentru a fi candidat pentru prima poziție în Timiș, pentru că cred că, și am spus-o și cu alte ocazii, a venit momentul sau a venit vremea schimbării în județul Timiș. Schimbării nu mă refer neapărat de oameni, ci de modul în care ne raportăm la capitală, modul cum ne raportăm la guvern, modul cum ne raportăm la investiții și modul în care știm să ne batem cu pumnul în masă, dacă e nevoie, să batem un pumn în masă, dacă e nevoie, pentru investiții din bani guvernamentali. Bani guvernamentali care, mare parte din ei, sunt produși în Timiș și în Timișoara. Pentru că dacă noi contribuim de 34 de ani la bugetul statului cu cei mai mulți bani după capitală, firesc ar fi fost să se întoarcă aceste investiții în Timiș. Știm cu toții că până acum 2 ani de zile, Timișul și Timișoara erau ocolite din atunci când vorba de investiții. Am ratat perioada în care se făceau bazinele olimpice, am ratat perioada în care se făceau stadioanele, am ratat perioada în care se făceau sălile polivalente, am ratat perioada în care se construiau centuri în România, am ratat perioade în care se construiau spitale regionale, pentru că unii de acasă spuneau că nu suntem, citesc, bunicul pământului ca să avem spital. Cei de la Craiova știu să fie bunicul pământului și au obținut un spital regional, care astăzi se construiește. Și un stadion, și sale polivalente, și nu doar. Timișul și Timișoara, deși au avut avantaje enorme în anii 90, au pierdut încetul cu încetul lupta cu alte județe, mai sărace și mai mici, fără o bogăție arhitecturală, istorică, fără o poziție geografică atât de importantă cât cum era Timișoara și a Timișului. În urmare, vreau să vin acasă să fac ceea ce nu s-a făcut până acum. Am reușit împreună cu Sorin Grineanu în acești 3 ani de zile, sau 4 ani de zile, să aducem investiții multe în Timiș. Au început să fie inaugurate și au inaugurat în urmă cu 2 săptămâni aeroportul Timișoara, noul terminal Schengen, primul terminal Schengen din România, o investiție derulată într-o lună și un pic și asta dovedește că nu venim doar cu schițe și desene și proiecte, iată să și pun în practică. Se lucrează la Spitalul de Arș. Săptămâna asta, ieri, a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care se poate declanșa procedura de licitație la Institutul Oncologic din calea Torontalului, o clădire, un spital pe vechiul, pe clădirea, pe ruinele, demolând ruinele vechiului spital de pe calea Torontalului, care cumva sintetizează eșecul clasei politice timișene, timișorene și naționale. Până la finalul acestei luni vom avea aprobat hotărârea de guvern de aprobare indicatorilor și putem lansa în licitație stadionul Dampăr Timișanu, o investiție de asemenea așteptată. Centura de sud e în derulare și este undeva la progres de 75%, în 2 luni și un pic se va inaugura. Centura de vest e în licitație, centura feroviară este în licitație, autostrada Timișoara-Moravița, care ne va lega de Berga și cu alte zone importante, inclusiv cu Grecia, cu Salonic și cu portul Alexandropoulos din Grecia. Există investiții cum n-au fost niciodată în acești ani de zile în Timiș și astea trebuie și implementate. Dincolo de obținerea finanțării, dincolo de obținerea prioritizării ca finanțare, dincolo de anumite proceduri, e nevoie de autorități locale implicate, e nevoie de transferul de terenuri, e nevoie de participare, e vorba de demolarea stadionului ca să-l construiți pe cel nou și demolarea o va trebui să o facă Consiliul Județean. Sunt foarte multe lucruri care s-au mișcat într-un ritm extrem de lent. Noi nu mai putem să avem rentoarea pe care noi primiteam poate în anii 90. Trebuie să recuperăm decalaje, cum vă spuneam, trebuie să devenim ceea ce am fost și cred că împreună cu acest guvern, împreună cu Sorin care venim la București, împreună cu relațiile pe care le-am construit în acești ani de zile de lider de grup în Parlament sau de președinte al Camerei, putem să obținem, să finalizăm investiție după investiție dintre cele promise și să ne organizăm, să ne prioritizăm alte noi investiții, pentru că odată ce se va aproba hotărârea de guvern cu stadionul, de a doua zi mă veți vedea implicându-mă pentru a obține finanțarea sălii polivalente, pentru că mai toate orașele importante au săli polivalente. Nu trebuie să mergi cu mâna întinsă în capital, nu trebuie să vorbești prea frumos în capital, nu trebuie să te rogi în capital.
Dacă faci asta, ești luat de prost. Cea mai bună metodă este să mergi să bați cu pumnul masă, să ai anvergură politică și sprijin politic pentru a obține rezultate și așa vor veni rezultate în continuare. Oamenii aceia au înțeles în acești ani de zile în care le-am strigat suficient de tare încât să audă că Timișul contribuie cu atât de mulți bani încât voi aveți obligația. Noi avem dreptul că acești bani se întoarcă în Timiș. Și iată că au început să se întoarcă, dar nu ne ajunge un ciclu de 2, 3, 4 ani. Aceste investiții trebuie să continue, că vorbim de PNRR, că vorbim de fonduri europene, că vorbim de fonduri guvernamentale, că vorbim de Compania Națională de Investiții, că vorbim de, eu știu ce, alte axe de finanțare sau de proiecte care urmează în viitor a fi implementate, Timișul trebuie să fie în fruntea clasamentului județelor care absorbă. Candidatura dumneavoastră a venit și cu un scandal la pachet. Scandalul cu Alinica, care a vrut să candideze el din partea Partidului Național Liberal și în cele din urmă a fost demis de către președintele partidului, Nicolae Ciucă. Aș spune că nu neapărat candidatura mea a venit cu un scandal, ci necandidatura domnului Nica a venit cu un scandal. Nu vreau să intru în polemică, fac apel de câte ori am ocazia la adresa clasei politice timișene și timișorene să găsim consens pe marile proiecte ale județului Timiș. Și dacă am începe să ne certăm între noi, chiar fiind în campanie electorală, dacă am intrat într-o polemică, ne-am aduce jigniri și acuze, n-aș face decât să fiu ca ei. Prin urmare, nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Domnul Nica e nemulțumit de faptul că PNL-ul nu l-a mai pus candidat pentru poziția domniei sale și a reacționat extrem de vehement. Nu l-am văzut niciodată pe domnul Nica vehement pe niciun proiect al județului Timiș, l-am văzut vehement atunci când își pierdea funcția. Ceea ce spune multe despre ce vă spuneam mai devreme. Nu vreau polemică, nu mă interesează asta. S-a aliat cu cel pe care l-a sabotat în acești 4 ani de zile cu Dominic Fritz. Apropo de asta, în timp ce Dominic Fritz demola pe malul Begăi niște construcții ilegale, consilieri locale PNL, trimiși de Nica, protestau și se puneau în fața excavatoarelor, numai cu o lună, lună și jumătate. Și astăzi aceștia sunt aliați. Electoratul va sancționa sau nu la vot acest comportament duplicitar. Și cred că vom vedea mai devreme decât credem rezultatele acestui limbaj dublu. Știți, acum o lună domnul Nica cerea sprijinul PSD pentru domnia sa. În momentul în care PSD-ul nu l-a obținut, PSD-ul nu-i mai bun. Domnul Fritz atunci făcea la fel. Când avea nevoie să interveni la Conte, când a modificat 3 sau 4 legi pentru Timișoara Europeană a Culturii. Când avea nevoie de majoritate în Consiliul Local, PSD-ul era bun și reforma și când Timiș arată altfel și așa mai departe. Dacă nu îl susține PSD-ul pe dânsul, e din nou răul cel mai mare în viață. La urmă, unii sunt cu scandalul și cu polemica, pentru că nu au ce să spună că au realizat. Totuși, după 4 ani de administrație useristă și liberală, mă rog, Nica Fritz, dați-mă, oamenii aceștia nu pot veni să ne spună în față, am realizat asta, asta și asta. Înțeleg, totuși Timișoara și Timișul, cu un buget însumat de aproximativ 600 de milioane de euro, nu se poate bucura cu un pod pietonal. Nu se poate bucura cu un parc care are la lele. Nu se poate bucura că spală străzile, eventual. Totuși, un asemenea oraș care vrea să atragă turiști, care are un potențial enorm, are nevoie de mari investiții în infrastructură, e vorba de mari proiecte. I-am văzut în conferință de presă spunându-ne că au totuși un proiect comun sau două și au transferat între ei niște terenuri. Unul de la Cioca și altul de la parcarea de lângă Hotel Timișoara. Bun. Dacă faptul că am semnat niște hârtii și am făcut schimburi de hârtii între noi și de terenuri, e o realizare măreață, atâta pot oamenii aceștia. Vreau să abordez această campanie electorală într-o altă paradigmă. Nu mă interesează nici să vorbesc despre ei, nici măcar despre ce n-au făcut ei. Vreau să vorbesc despre ce am făcut eu, împreună cu colegii mei, și ceea ce vrem să facem în continuare. Cred că e cea mai bună strategie și sper ca timișorenii și timișenii să aprecieze asta. Pe lângă cele enumerate, stadion, institut oncologic și așa mai departe, care credeți că sunt prioritățile județului Timiș dacă veți fi președinte al CJ-ului? Pe Timișul trebuie, așa cum spuneam, să aducă aceste investiții la maturitate și să le finalizeze. Unele din ele sunt pe PNRR și termenul limite este 31 decembrie 2026, ele fiind cumva în licitații, în diferite etape. Asta ar fi o prioritate absolută. Obținerea de noi finanțări pe noi proiecte, cum vorbim de sala polivalentă, din nou ar trebui să fie o altă prioritate. O
recâștigării poziției acestui județ și acestui municipiu în raport cu țara, dacă doriți, Timișul are nevoie să fie respectat și auzit. Și mă angajez să fac asta, pentru că știți că asta pot face. Am și determinarea și postura și conexiunile să fac asta. Sunt o voce în partidul meu și cu siguranță mi-o voi exprima și din poziția de președinte, în cazul în care oamenii mă vor vota. Și sunt foarte multe alte de făcut. Timișul are o situație atipică, orașele și zona periurbană se sufocă și satul timișan moare, se stinge. Trebuie investiții coordonate, trebuie investiții după strategie. Zona periurbană nu mai poate gestiona singură nevoia de a dezvolta infrastructura. De ce am ajuns în situația asta? Din cauza unor greșeli făcute și de primari și de președinți de consiliuțene. Pentru că în momentul în care lași se construiască la nesfârșit și nu-i obligi pe dezvoltatori să aducă și infrastructura, că vorbim de apă, canal, gaz, curent, asfalt, în perimetrul în care construiește, vei păți asta și vei avea sute kilometri de drum neasfaltat și fără gaz și fără apă și așa mai departe. Consiliul Județean trebuie să intervină în zona periurbană și chiar și în Timișoara. De ce Timișoara n-ar fi o prioritate a Consiliului Județean? Totuși, ținând de județul Timiș. De ce zona periurbană, comunele mari care s-au dezvoltat, n-ar putea primi sprijin de la Consiliul Județean pentru proiecte de drumuri, de canal, de apă, cum fac alte județe? Pentru că 70-75% din populația județului locuiește în Timișoara și zona periurbană însemnând din 1 și 2. Trebuie concentrate investiții și în zona asta. În același timp, zone cu un potențial turistic, Fârdea, Lacul Surduc, Nădrag, Criciova și alte localități din zona deluroasă, Tomești, în care există potențial turismic cu investiții minime în infrastructură, astfel încât să vină oameni de afaceri să-și dezvolte business-uri. O astfel de strategie coerentă ar putea să revitalizeze și să revigoreze și turismul în Timiș și atrage de investiții, pentru că se leagă una pe alta. Banii pe care noi aducem pe aceste proiecte, 4-5 miliarde de euro, nu sunt doar niște asfalt și niște cale ferată și o sală polivalentă și un stadion. Sunt și mulți bani investiți în economia județului, pentru că pentru cale ferată și autostrăzi e nevoie de piatră, de balastru, de asfalt. Nu le aduce nimeni de la Vaslui. Le cumpără de aici. Pentru stadion, materia primă se cumpără de aici. Oamenii vor veni, muncitorii, și vor tăi aici până se construiesc acest. E un potențial de dezvoltare enorm. E adevărat că trebuie să aducem curse aeriene mai multe. Trebuie să ne legăm cu capitale. Există discuții cu Istanbul de 2 ani de zile și nu suntem în stare să găsim 10.000 de euro pe lună, primăria sau Consiliul Județean, să dea companiei respective pentru publicitate. Că oamenii spun, noi venim pe minus câteva luni de zile, dar băgați și voi niște bani să ne promovăm cursa, că promovăm destinația Timișoara, în primul rând. Nu s-a găsit o minte care să spună, dăm noi banii ăștia, nici la CJ și nici la primăria Timișoara. E complicat să înțeleg de ce, dar ok, convingem Tălchișul și alte companii să vină să facă noi punți aerieni, noi legături. Dacă nu organizezi evenimente, dacă nu dai viață orașului și județului, dacă nu ai concerte, acțiuni culturale, nu vei putea să ții o astfel de destinație în viață, pentru că doar oamenii de afaceri nu vor putea să umple avioanele respective. Și toate fac parte într-un angrenaj în care e nevoie de primarul municipiului Timișoara, e nevoie de președintele Consiliului Județean, de oamenii politici, indiferent de rang și funcție, că e prefect, că e parlamentar, de guvern și evident de bună credință și inteligență pentru a face ceea ce nici măcar nu trebuie să inventăm noi astăzi. Trebuie doar să ne uităm ce au făcut alte orașe și județe de dimensiunea Timișului din România, dar și în afara țării, și să implementăm aceleași metode pentru a avea același efect. Credeți că veți putea face un pol politic din Timișoara? În momentul de față este, așa cum a spus și dumneavoastră, puțin marginalizată. Și același sentiment îl au timișorenii și timișenii încă din 1990, încă de pe vremea în care era Ciuhandu primar, de exemplu. Spuneau atunci că fiind din PNC și conducerea fiind la alt partid, de aia nu se bagă bani. Înainte să ajung la București, am avut aceeași percepție și eu, că Timișul este marginalizat. Și așa este. Dar aveam impresia că Bucureștiul e cel mai vinovat. Să știți că parte din vină, evident, o au și guvernele. Dar cea mai mare parte de vină o au primarii și președinții de consilii care n-au știut să răstoarne masă. Știți, exemplu, că îl dau peste tot, când Ilie Sârbu s-a dus în 2003 la Miron Mitrea, care are 2 metri, și a spus că are nevoie de bani pentru drumul Timișoara-Lucoș.
Că știți că era o perioadă când era impracticat. Ce mai tine nu-și amintesc. Și Mitra i-a spus să-ți dau bani când îmi dai votul. Păi dacă eram eu, răsturna masa în cap. Banii pe care tu mi-i dai mie sunt de aici, măi, deșteptule. Eu îți dau bani, eu Timișul și Timișoara îți dau ție bani la guvern ca să mi dai, nu după cine te votează pe tine, și după ce îți dau. Că înțeleg nevoia să investim și în Sud, și în Moldova, dar nu poți să investești numai acolo. Trebuie să vii și aici. Prin urmare, înțeleg frustrarea, încercăm să schimbăm mentalitatea asta, încercăm să aducem investiții, dar marea parte de vină o au acești oameni care au ocupat poziții și au fost în permanent conflict cu guvernul, indiferent că a fost culoare politică asemănătoare sau nu, mă rog, aceeași culoare politică sau nu, dar parcă, știți, eu nu vreau, mă întrebați dacă vreau să fac un pol. De-aia nu vreau polemică. Pentru că la un moment dat, după alegeri, cei care câștigă și cei care pierd trebuie să stea la aceeași masă și să găsească soluții pentru a dezvolta acest județ, măcar pe ce le zice linii directoare despre care vorbim. Autostradă, centuri, stadion. Această meteahnă a clasei politice timișene de a nu fi unită pe niciun proiect, teama fiecărui decident politic ca nu cumva să inițieze o investiție pe care o va inaugura altul în locul lui, i-a făcut să-și dorească să nu se facă nimic. Mai bine să nu se facă nimic decât să taie următorul panglica. E și iată unde am ajuns. Nu credeți că un oraș de nivelul Oradei, care totuși cu 30 de ani erau cât 3-4 cartiere din Timișoara și oricum nu are niciun fel, nu suferă niciun termen de comparație arhitectural, istoric, cum vreți dumneavoastră. Și să fie în punctul în care atrage turiști dublu decât Timișoara. Rămâne cu Vâlcea atrage mai mulți turiști decât Timișoara. Să știți că asta clamează încă o dată sau demonstrează clar eșecul clasei politice. N-am fost în stare. Chiar și Timișoara Europeană a Culturii. Alinica voia să ducă bani înapoi la Ministerul Culturii, 50 de milioane de lei, evenimente, bani pentru care erau pentru evenimente, pentru ca nu cumva Dominic Fritz să-i cheltuie și să câștige cumva voturi pe urma lor. Așa a funcționat. Și am venit eu. Și am spus, oricare primar, de orice culoare politică, începând cu UDMR și terminând cu orice partid de dumneavoastră, orice președintele Consiliului Județean, orice om din administrația publică locală timișană, are o problemă care e în folosul acestui județ, fac tot ce pot să-i ajut. Și am un consum de energie imens, dar după ani de zile, iată că încep să culeg și roadele. Vin oamenii către noi. Există emulații în jurul candidaturii. Există oameni care se înscriu în PSD. Există Raul Ambruș s-a înscris împreună cu 500 foști liberali, care au plecat din cauza Unica în urmă cu 2 ani de zile din PNL, când i-au fraudat alegerile. Acest efort pe care l-am depus în continuare pentru județul Timiș a făcut să vină chiar și primari. Am auzit acuzații că i-am amenințat. Oameni buni, cine spune că în Banat ameninți un primar, adică totuși nu e un primar, e un om care are o demnitate, care e votat de oameni, care are un orgoliu. Cine spune că în Banat, în Timiș, te duci și pui pumnul în gură unui primar, îl sperii și ăla vine la tine, nu cunoaște cum funcționează bănățelii. Nu mai vine niciodată la tine un om amenințat de tine. Niciodată. Cea mai proastă strategie în Banat este, poate că prin alte zone, nu poate, sigur, în alte zone merge ca așa. Tocmai aici nu merge decât cu bună voință, cu bună credință, cu sprijin, cu ajutor, cu bun simț și astfel îi faci pe oameni să vină alături de tine. Așa am ajuns să aducem primar de la PNL, din alte localități. Așa am ajuns să aducem organizații între și veți vedea în perioada următoare că vor veni mulți oameni către noi. Pentru că am schimbat abordarea și ce se întâmplă în aceste zile mi-arată mie că abordarea aceasta e cea corectă, nu cea a clasei politice timișene timp de 30 de ani. Vă mulțumesc și mult succes! Vă mulțumesc și eu pentru invitație!